Sfânta Evanghelie de la Ioan, capitolul 19 Deci atunci Pilat a luat pe Isus și l-a biciuit și ostașii, împlinind cu cunună de spini, i-au pus-o pe cap și l-au îmbrăcat cu o mantie purpurie și veneau către el și ziceau, Bucure-te, regele iudeilor, și îi dădeau palme. Și Pilat a ieșit iarăși afară și le-a zis, iată, vi-l aduc pe el afară, ca să știți că nu găsesc în el nici o vină. Deci a ieșit Iisus afară, purtând cu lună de spin și mantie purpurie, și a zis Pilat, iată omul. Când l-au văzut, deci arhiereii și slujitorii au strigat zicând, răstignește-l, răstignește-l, zisa lor Pilat, luați-l voi și răstigniți-l, căci eu nu-i găsesc nici o vină. Iudeii au răspuns, noi avem lege și după legea noastră el trebuie să moară, că s-a făcut pe sine fiul al lui Dumnezeu. Deci, când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în petoriu și a zis lui Isus: De unde ești tu?" Iar Isus nu i-a dat niciun răspuns. Deci, Pilat i-a zis: Mie nu-mi vorbești? Nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Isus i-a răspuns: Nu ai avea nicio putere asupra mea dacă nu-ți ar fi fost dat-ție de sus. De aceea, cel ce m-a predat-ție, mai mare păcat are. Pentru aceasta Pilat căuta să-l elibereze, iar iudeii strigau zicând, dacă îl eliberezi pe acesta, nu ești prieten al cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva cezarului. Deci Pilat, auzind cuvintele acestea, l-a dus afară pe Iisus și a șezut pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește gabata. Și era vinerea paștilor, cam la al șaselea ceas, și a zis Pilat iudeilor, Iată împăratul vostru! Deci au strigat aceea, Ial, Ial, răstignește-l! Pilat le-a zis, Să răstignesc pe împăratul vostru? Arhierei au răspuns, nu avem împărat decât pe cezarul. Atunci l-a predat lor ca să fie răstignit și ei l-au luat pe Isus și l-au dus să fie răstignit. Și ducându-și crucea, a ieșit la locul care se cheamă Alcăpățânii, care evrește se numește Golgota unde l-au răstignit, și împreună cu el alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Isus. Iar Pilat a scris și titlu și l-a pus deasupra crucii, și era scris Isus Nazarineanul, Împăratul Iudeilor. Deci, mulți dintre iudei au citit acest titlu, căci locul unde a fost răstignit Isus era aproape de cetate și era scris evreiește, latinește și grecește. Deci arhierei iudeilor au zis lui Pilat, nu scrie împăratul iudeilor, ci că acela a zis, eu sunt împăratul iudeilor. Pilat a răspuns, ce am scris, am scris. După ce au răstignit pe Iisus, ostașii au luat hainele lui și le-au făcut patru părți, fiecare ostaș câte o parte și cămașa, dar cămașa era fără cusutură, de sus țesută în întregime. Deci au zis unii către alții să nu sfârșiem, ci să aruncăm sorții pentru ea a cui să fie, ca să se împlinească Scriptura care zice, împărțit au hainele mele loruși și pentru cămașa mea au aruncat sorți. Așadar, ostașii acestea au făcut și stăteau lângă crucea lui Isus, mama lui și sora mamei lui, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci, Isus, văzând pe mama sa și pe ucenicul pe care îl iubea, stând alături, a zis mamei sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta și din ceasul acela ucenicul a luat-o la sine. După aceea, știind Iisus că toate s-au săvârșit ca să se împlinească Scriptura, a zis, mie Și era acolo un vas plin cu oțet, iar cei care îl loviseră, punând în vârful unei trestii de isop un burete înmuiat în oțet, l-au dus la gura lui. Deci, după ce a luat oțetul, Iisus a zis, săvârșitu sa și plecându-și capul, și-a dat duhul. Deci iudeii, fiindcă era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei acelea, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierile picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierile celui din tâi și ale celui care era răstignit împreună cu el. Dar venind la Isus, dacă au văzut că deja murise, nu i-au zdrobit fluierile, ci unul dintre ostași cu sulița a împuns coasta lui și îndată a ieșit sânge și apă. Și cel ce a văzut a mărturisit, și mărturia lui e adevărată. Și acela știe că spune adevărul, ca și voi să credeți. Că ți-au făcut acestea ca să se împlinească scriptura. Nu îi se va zdrobi nici un os. Și iarăși, alte scriptură zice, vor privi pe acela pe care l-au împuns. După acestea, Iosif din Arimatea... Fiind ucenic al lui Isus, dar întrascuns de frica iudeilor, a rugat pe Pilat ca să ridice trupul lui Isus. Și Pilat i-a dat voie. Deci a venit și a ridicat trupul lui. Și venind și Nicodim, cel care venise la el mai înainte, noaptea, aducând ca la 100 de litri de amestec de smirnă și aloie au luat deci trupul lui Isus și l-au înfășurat în giulgiu cu miresme, precum este obiceiul de înmormântare la iudei. Iar în locul unde a fost răstignit era o grădină și în grădină un mormânt nou în care nu mai fusese nimeni îngropat. Deci, din pricina vinerii iudeilor, acolo l-au pus pe Isus pentru că mormântul era aproape.